Ce facem cu situația de la Dinamo? Că vrem nevrând... Te-ai gândit vreodată că se ajunge aici? Din păcate, dar fără scandal, fără, adică la modul sincer, nu te-ai gândit. Bine, când nu mai sunt bani... Din păcate nu m-am gândit. Acești spanioli ne-au păcălit pe toți, inclusiv pe Contra, care era garantul, practic, al acestor spanioli. Eu am avut încredere că lucrurile vor fi așa cum trebuie pentru Dinamo. Ați văzut cum s-a venit cu proiect, cu... Părea, pe hârtie părea... Părea totul wow. Și venind și Contra, cunoscându-l, vorbind și cu el... Mi-a dat garanția asta. Și uite, garanția... uite, din păcate, în ce situație suntem, cel mai greu moment al lui Dinamo din existența clubului. Gândește-te că Dinamo trăiește prin suporteri la ora actuală. Dacă suporterii... Care e frumos până la un anumit moment, adică pare frumos, dar... Dar nu o să poată să țină chestia asta până la nesfârșit, că sunt foarte mulți bani. Corect și asta. Și ce se întâmplă acolo? Trebuie să vină cineva cu bani, asta e clar. Este clar că trebuie să vină un investitor.